Cerem scuze pentru ușoara întârziere. Putem începe? Da. Astăzi, 12 octombrie, la Suceava, am dat startul campaniei electorale pentru susținerea lui Klaus Iohannis la un nou mandat la președinția României și facem un apel și un îndemn către suceveni să voteze Klaus Iohannis. Am avut întâlnirea colegiului director a Partidului Național Liberal filiala Suceava, toți președinții de organizații din județ. Am discutat pașii din această campanie electorală, dar cel mai important lucru este de ce Klaus Iohannis președinte. Și de aici s-au conturat câteva lucruri foarte clare. În primul rând, pentru că este singurul garant al construcției autostrăzii care să lege Suceava de vestul României și Suceava de București. A promis, va susține un guvern care va avea ca prioritate de grad zero scoaterea din izolare a zonei Moldovei și a Sucevei. În al doilea rând, Klaus Iohannis are o poziție foarte bună la nivel european și mondial, apără diaspora, sunt foarte mulți suceveni care sunt la lucru în Marea Britanie, de exemplu, și este omul care s-a luptat, care a discutat și cu premierul din Marea Britanie recent, care va fi soarta românilor care lucrează acolo după Brexit. Vă dau doar un exemplu. De ce Klaus Iohannis? Este garantul normalității în această țară. Este un om care a apărat instituțiile statului, care a tras de mânecă guvernul de fiecare dată când a derapat și a avut dreptate. Uitați-vă o disoluție a unor instituții ale statului astăzi. Klaus Iohannis, pentru că a băgat în seamă județul Suceava și Bucovina, a fost la noi și când a discutat cu administrația publică și teme pe educație, și în aeroportul Ștefan cel Mare, a premiat Spitalul Județean Suceava, ne-am întâlnit de ziua Bucovinei și a fost singurul înalt demnitar care a venit la Suceava și în cetate ne-a dat steagul României în semn de respect pentru zonă. Este un om care este aplecat și foarte pragmatic pe priorități. De aceea noi îl vom susține cu toată forța și am încredere că sucevenii vor veni alături de noi pentru drumul spre normalitate pentru Suceava și România. Domnul primar? Da, sigur că este o zi importantă, a început campania electorală, o zi frumoasă. Domnul președinte a spus care sunt alături, domnul președinte Klaus Iohannis pentru viitorul mandat. Sigur că chiar dacă suntem favoriți, nu ne vom culca pe ureche, știm exact ce avem de făcut. Vom face o campanie din ușă în ușă, din om în om, vom discuta cu toate categoriile sociale. Și eu vreau să cred că vom câștiga alegerile aici la Suceava și, bineînțeles, domnul președinte Klaus Iohannis va câștiga alegerile la nivel național.
A atins domnul președinte Gheorghe Flutur această problemă foarte importantă, problema autostrăzii. Eu cred că azi, așa cum domnul președinte Klaus Iohannis ne reprezintă cu demnitate în Europa, tot așa la modul fizic, cu ghilimele de rigoare, ne va scoate în Europa prin această autostradă, se discută la Iași chiar de autostrăzi. Eu sunt convins că domnul președinte Klaus Iohannis este garantul că aceste lucruri se pot întâmpla. Eu am toată convingerea că, așa cum am obținut un număr mare de semnături aici în municipiul Suceava, la fel sucevenii vor înțelege și vom avea discuții cu dumnealor că domnul Klaus Iohannis este candidatul cel mai bun și vor da un vot pe data de 10 noiembrie pentru dumnealui. La fel de important este să convingem oamenii să iese la vot. Este la fel de important pentru că asta este democrația și eu cred că vom reuși să facem acest lucru. Mai departe, sigur că campania, așa cum vedeți dumneavoastră, a început de astăzi, avem locuri unde se fac aceste afișaje, fac un apel cu această ocazie la partidele politice, așa cum se știe, le-am dat la toți voi în pre-campania electorală și a pus banere, a făcut campania electorală pe românești în pre-campania electorală, dar îi rugăm să respecte regulile care sunt, ca să nu fim puși într-o situație delicată, să amendăm, să avem alte neplăceri. Mulțumesc! Domnule vicepreședinte, sunt extrem de bucuros astăzi, după această ședință, să constat că Partidul Național Liberal, prin membrii săi, prin activiștii, susținătorii săi, este pregătit să intre în campanie electorală. Este prima zi de campanie electorală. Dar cel mai important lucru este, am văzut determinarea unor primari, printre care, de ce nu, și a primarului Lungu, ca președintele nostru, Klaus Iohannis, președinte în funcție, candidatul nostru, Klaus Iohannis, să câștige alegerile din primul tur. Asta m-a bucurat foarte tare, în calitatea mea de vicepreședinte regional. Mai rar am văzut așa o determinare ca în organizația noastră. Mă bucur de altfel să vă anunț că odată cu căderea guvernului suntem pregătiți și cu siguranță săptămâna viitoare președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, va fi persoana desemnată să formeze guvernul. Cred că în cel mai scurt timp vom avea un guvern funcțional, un guvern care să pornească reconstrucția României, un guvern căruia și noi, cei din Suceava, președintele Flutur, primarii noștri, să îi se poată adresa și să primească susținere. Să nu vedem într-o comună doar din județul Suceava revărsat cornul abundenței și să vopsească și crengile prin copaci și alte județe să n-aibă bani să-și plătească luna la întreținere. Am văzut primari de-ai noștri care au spus și ne-au cerut ca să ducem mesajul mai departe la București, la guvernul nostru și să-i spunem să încercăm o debirocratizare a aparatului de stat, pentru că, vă spun, citez, mai ușor este să obții astăzi bani decât să obții avize pentru lucrările care le au. De aceea, pe umerii noștri pasă o mare responsabilitate. Vedeți că nu abordăm această victorie reușită în Parlament cu aroganță, cu promisiuni de șarte. Dar ce vă putem spune tot? Bazați-vă pe noi că știm ce facem. Avem o echipă corectă, care se va ocupa sub supravegherea președintelui și în parteneriat cu președintele Klaus Iohannis, ca în cel mai scurt timp bugetul țării să fie adus în Parlament. Cred că asta este o așteptare a fiecărui primar, fie el PNL, fie al altor partide. Și ne vom ține de această promisiune. Doamne ajută și aș vrea ca pe 10 să vedem Klaus Iohannis câștigător detașat în cât mai multe localități ale județului Suceava. Nu se pune problema, greșit să credem că guvernul PNL să va fi format din reprezentanții doar unor județe, fie ele chiar și campioane. Nu, noi avem în față, în principal, următorul obiectiv, să dăm țării un guvern competent, cu oameni competenți, fără probleme de integritate, iar locul de unde vor izvorâ acești oameni este mai puțin relevant.
îi avem sau de acum o să îi găsiți? Avem, cât a spus și președintele nostru, viitorul premier Ludovic Orban, câte 3-4 propuneri de oameni competenți pentru fiecare minister. Și cred că cunoașteți, dar vă mai repet, că din cele 28-27 de ministere vor rămâne doar 15. Gândiți-vă că această restructurare este prima în promisiunea noastră pe care trebuie să o ducem la îndeplinire. Cine face guvern? Cu PNL. Deci cu PNL. Exclusiv PNL? Exclusiv PNL. Aș vrea să spun ceva. Noi astăzi am declanșat campania de prezidențiale. În paralel, Partidul Național Liberal are o misiune foarte importantă, grea, pentru a stabili și a propune program de guvernare și un guvern. Și eu aștept cu nerăbdare de aici, de la Suceava, stabilirea urgențelor. Aseară am avut o discuție lungă cu Ludovic Orban și l-am rugat să abordeze câteva lucruri care nu mai pot fi amânate. Unul dintre ele este pregătirea pentru iarnă a populației. Mi-a promis că așa va fi, să nu uităm că avem zone, și dau un exemplu, Vatra Dornei, unde în momentul de față guvernul are o restanță de 12 milioane de lei să plătească constructorul pentru instalarea celor două cazane pentru a da căldură deja 0 grade la Vatra Dornei. Eu sper cât de repede să se deblocheze acest lucru. Cum? Până la ora asta, trebuie să știți, nu s-au dat hotărârile de guvern de scoatere nici a terenului forestier, nici a terenului agricol din circuit, pentru a se da drumul la construcția magistralei de gaz metan. Ieri s-a scos la licitație această construcție a magistralei, dar trebuie hotărârile de guvern care încă nu sunt date. V-am dat doar câteva exemple de urgențe, sigur că sunt foarte, foarte multe, dar ne interesează abordarea în felul acesta. Această problemă, eu am încredere că e o problemă care o va gestiona foarte bine Partidul Național Liberal. Niciodată n-am fugit să ne gândim județul sau oamenii. Ne-am gândit la prioritățile acestei țări și a județului Suceava. Și eu sunt convins, îi știu foarte bine pe colegi, vom avea cele mai bune resurse umane în viitorul guvern. Pare că trebuie să fie campanie cu guvernul. Cam așa e. Ce pomenește, vreau să munceți. Toate sunt în mod ordonat, după cum vedeți, puse. Noi aici astăzi am declanșat ca un partid responsabil campania electorală, e prima zi de campanie și normal așa ceva. Primul pas l-am făcut când am câștigat europarlamentarele și la Suceava. Deci județul Suceava, filiala PNL a fost în față, mult peste media pe țară. Vrem acest lucru să se întâmple și la prezidențiale, dar nu vrem să amestecăm lucrurile. Sigur că guvernul până acum, l-ați văzut și dumneavoastră, a avut, să spun așa, o reacție foarte slabă și vitregă, aș putea spune. Cei de la PSD n-au iubit deloc județul Suceava. În orice caz, apelul meu de săptămâna trecută, că are județul Suceava motiv să sărbătorească, se justifică, dar nu o sărbătoare nu știu de care, în sensul acesta am spus-o și o spun și astăzi, pentru că va fi mult mai bine pentru Suceava în viitor. Vom discuta aceste lucruri, sunt mecanisme constituționale și am încredere că soluțiile se vor găsi acolo. N-aș vrea să punem lucrurile în forma spusă dumneavoastră, dar vă spun că până astăzi președintele Ludovic Orban tot ceea ce a promis pentru Partidul Național Liberal s-a ținut de cuvânt, și anume câștigarea alegerilor europarlamentare, când trebuie să o recunoaște, mulți dintre dumneavoastră nu dădeați nicio șansă, și a înaintat și o cifră 27%. Asta nu venea dintr-o ghicitoare, ci veneau din studii foarte clare care ne arătau unde ne situăm, ce trebuie să facem, și am urmat acele sfaturi ale oamenilor regăsite în studii și uite așa românii ne-au creditat ca primul partid la alegerile din primăvară. Mulțumim! Weekend plăcut și scuze pentru gândul cel bun, întârziere. Gândul cel bun, mă președinte. Gândul cel bun, da. Gândul cel bun.